De multe ori, neatenția la volante poate costa scump. Este și cazul unui șofer de 23 de ani din localitatea Stehaia, care nu a oprit la stop și a intrat violent într-un alt autoturism. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a două femei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, aflate în alt autoturism care circula regulamentar. Un bărbat în vârstă de 23 de ani din localitatea Stehaia, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chiselev, la intersecție cu strada Iuliu Maniu, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de către o femeie în vârstă de 29 de ani din municipiul Drobeta-Turnu Severin. În urma impactului a rezultat rănirea atât a conducătoarei auto, cât și a unui pasager care se afla în autoturismul condus de către aceasta. Ambele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La fața locului s-a deplasat atât un echipaj SMUR cât și unul de la ambulanță. Acestea au oferit îngrijiri medicale la fața locului, urmând ca cele două femei să fie transportate la spital. Neatenția tânărului de 23 de ani l-a costat un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.